Un vin bun poate să însemne un vin echilibrat, este o definiție acceptată, dar nu suficient. A bea vin este o artă. În România există multe vinuri bune care se vând deocamdată foarte scump. Cum îl alegem pe cel mai bun? Pentru cei care sunt la începutul relației cu vinul, o relație amoroasă cu vinul, cred că sunt apreciate în primul rând lucrurile intense, o aromă mai proeminentă care se simte mai bine, o senzație de fruct mai apropiat de niște lucruri pe care le avem în memorie din experiențele anterioare. Dar nu există o definiție a vinului bun universal acceptată și care să fie perfectă. Cum se situează România pe piața europeană și pe piața internațională de vinuri? Pe unde suntem? Trec din punct de vedere comercial, nu prea există. Sunt doar 2-3 crame care au deschis ca niște supape de siguranță un export minim. Nu exportăm foarte mult. Suntem o țară de autoconsum. Dacă ne referim la calitatea vinului, cred că suntem un jucător din ce în ce mai important. Cu ajutorul fondurilor europene, cramele s-au pus la punct, au tehnologie nouă, au replantat soiuri noi de calitate și suntem un concurent, am putea fi pe piața internațională un concurent puternic. În Europa, de exemplu, dacă mă refer la cantitate, suntem pe locul 5. Vinul românesc se vinde mai scump pe piața românească decât s-ar vinde afară. Mă refer din perspectiva producătorului. Adică în România, în momentul ăsta, sunt doar vreo 300 de entități juridice care fac asta. Iar dacă ne referim, de exemplu, la o altă extremă, că noi suntem o extremă cu doar 300, Austria, care are doar 10% din suprafața noastră de vie, are 6.500 de producători. Își permit multe restaurante să aibă un sommelier? Consumatorul român crede că știe foarte bine ce trebuie să bea și cu ce să asocieze. Iar în momentul ăsta ospătarul sau somelierul, în cazul dacă ar exista, nu prea ar avea de lucru. În afară, atribuțiile lui sunt multiple. De exemplu, există marile restaurante unde somelierul șef are inclusiv partea de achiziții, se duce frecvent în crame, verifică cum a fost vinul dintr-un an, îl mai schimbă cu altul, are grijă tot timpul de stocuri, să aibă tot timpul. Deci e o meserie complexă. Știi, se întâmplă deseori că după o zi friguroasă de iarnă să ajungi acasă și prima idee care îți trece prin cap e să fac o cană de vin fiert. E o blasfemie să fierbi vinul? Nu e o blasfemie, nu aș cheltui o sumă foarte mare de bani pentru acel vin pe care îl pun la fiert, dar aș lua un vin îmbuteliat, eventual și cu DOC, denumire de origine controlată, un vin de la un producător de la care am mai băut, chiar dacă o să iau un vin dintr-o gamă entry, să spunem, sau medie, pentru că nu prea are sens să cheltui o sumă foarte mare de bani în momentul în care cel puțin partea aromatică a vinului va fi acoperită de acele spicy condimente ce se pun, scorțișoară, coază de portocal, un măr și așa mai departe. Deci n-are sens să mai cheltui atât. Aș lăsa mai ușor cu zahărul, care la noi se pune un pic cam mult, adică rețeta tradițională este o lingură mare la un litru. Hai să încercăm cu o jumătate în prima fază. Să vedem că e, și așa este plăcut, nu trebuie să fie neapărat extrem de dulce. Somelierul Mihai Vasile desfințează și câteva dintre miturile legate de vin. La noi a tot circulat povestea asta cu vinul din pastile de pe marginea drumului. Vinul este un produs natural atât de complex încât deocamdată nu s-a inventat o pastilă prin care să o pune așa într-un litru de apă și să transforme în vin. Adică să-i aducă în primul rând un nivel de alcool, exact acolo unde vrem noi, între 12 și 15%, să-i dea culoare, să-i dea aromele respective, să-i dea aciditate, să-i dea, nu se poate, staninuri și așa mai departe. Sau probabil că dacă cineva și-ar propune, poate că ar reuși niște ani într-un niște laboratoare să obțină așa ceva, dar sunt sigur că costul ar fi, nu știu, câteva sute de dolari să faci un litru de vin. Au existat câteva cazuri în istoria recentă a României în care s-a descoperit că anumiți
producătorii au avut o cerere mai mare decât puteau să producă și l-au mai lungit un pic. Dar 60% era vin. Cred că fiecare român a auzit la un moment dat sau a fost servit la un moment dat cu un pahar de vin natural de la țară. Cât de bune sunt vinurile astea? Realitatea științifică este că vinul, în ghilimele, natural de țară este rudimentar. Să dau doar câteva exemple, de exemplu, butoaiele în care este ținut sunt folosite la nesfârșit. În mod normal, într-o cramă modernă, un butoi îl ții 2, 3, hai 4 ani, cel târziu, cel mult. Sunt oameni care îl folosesc câte 50 de ani. El nu mai poate fi igienizat, mai ales prin metodele din curte. La cramă ai abur la temperaturi de la 100 de grade care omor toate bacteriile, acolo nu mai ai cum să nu poți să măsori substanțele pe care le pui. Toată lumea știe că se adaugă acei sulfiți. Deja și în gospodările familiale lumea a început să se obișnuiască. Începem să depășim mitul ăsta că ne doare capul de la sulf, care este total fals. Și a început să se folosească, dar acolo nu se poate doza. Poți să pui prea puțin și vinul deja când spre Paște începe să refermenteze, să se crească, să devină oțet. Sau poți să pui prea mult, ceea ce nu e chiar ok pentru organism.